Vreme închisă și astăzi, dar parcă e puțin mai bine decât zilele trecute. Bine v-am regăsit, haideți să vedem ce arată datele de la meteorologi. Ceața nu lipsește din nicio regiune în perioada aceasta, așadar aveți grijă dacă sunteți la volan. Temperaturi peste cele specifice datei din calendar se înregistrează prin Transilvania, însă tot frig e și acolo. În orele următoare, în sud și est, norii vor aduce și ploi slabe, deci nu este exclus ca prin unele locuri să se formeze polei. La munte plouă prin masivele sudice și nu este exclus să cadă câteva picături și prin celelalte zone. Pe creste, așa cum am văzut, ninge și vântul continuă să sufle cu putere. 2 grade se înregistrează în Ceahlău, 5 avem la Păltiniș, iar la Stâna de Vale ceva mai bine, 7 grade la această oră. În capitală e frig și avem parte de un tablou de toamnă cu burniță și ceață. În centrul orașului, termometrele indică cu greu undeva la 5 grade Celsius. Doamnelor, domnilor, cam atât despre vreme. Eu sunt Ionuț Gheorghe și vă mulțumesc pentru atenție. Weekend liniștit să aveți. Pe curând!